Bună seara, numele meu este Droma Bogdan și sunt român. Felicitări domnului președinte Klaus Iohannis pentru investirea în funcție. Și am un mesaj din partea noastră a românilor care suntem aici în Berlin și muncim. Și vă rog frumos dacă puteți să faceți ca acest mesaj să ajungă la domnul președinte. Vorbește mai tare. Am plecat din țară să muncim pentru bani. În țară, pur și simplu, nu avem oportunități reale de a câștiga bani și de a face ceva în viață. Dacă ne dorim să facem ceva în viață, nu putem câștiga suficienți bani. Putem câștiga doar banii care străim de pe o zi pe alta și aceia insuficienți. Nu îl fac vinovat pe domnul președinte sau nu consider că este vinovat pentru ce a fost în trecut. Mesajul meu pentru domnul președinte este dacă poate să facă ceva pentru românii care sunt plecați în afara țării să muncească și să ne aducă acasă. Nu vrem să ne plătească biletul de avion. Vrem să ne creeze posibilitatea, oportunitatea de a face ceva în țara noastră. Vrem să ne dea curaj să venim acasă, că vom realiza ceva în viața noastră. Vrem să credem că în România este posibil să ne construim un viitor. Am ajuns să muncim ca niște sclavi pentru alții. Am muncit la ruși, am muncit la turci și nu ne-am primit banii. Ei știu că suntem români, că suntem buni muncitori, că nu cunoaștem legea în altă țară, că nu cunoaștem limba și au avantaje de pe urma noastră. Nu ne dau locuri bune de dormit, nu ne dau locuri bune de muncă și nu ne plătesc omenește. Pur și simplu Europa își bate joc de noi. Oriunde ne ducem, suntem rău văzuți. De ce? Pentru că în țară nu avem oportunitatea de a face ceva. Europa este civilizată. Te poți duce la market și, cum nu ai mai văzut în viața ta, e foarte ușor să te duci să furi ceva și să faci bani ușor. Și acolo, în fața banilor, se duce mândria și demnitatea. De ce trebuie să fim atât de tentați de a face bani ușor în altă țară și să nu facem în țara noastră? Noi nu vrem să furăm. Noi vrem să muncim în România. Noi vrem să venim acasă, dar avem nevoie de un motiv. Vrem să vedem că în țară se întâmplă ceva ca să putem veni acasă. Domnule președinte, te rog, fă ceva ca să venim acasă. Mulțumesc.